Bună ziua, Leilor! Reprezint brandul Casilex și sunt aici înaintea dumneavoastră pentru o investiție de 100.000 de euro. Pentru 30% din businessul meu. Eu mă ocup cu producția de mobilier inteligent. În viziunea mea, mobila clasică din locuințele noastre nu mai reușește să satisfacă nevoile consumatorului din era digitalizată în care trăim. Drept fapt, am încercat să implementez soluții inovatoare, ingenioase, inteligente le numesc eu, în unitățile de mobilier clasice. Aș dori să vă prezint masa inteligentă Class și biroul inteligent Nano în primă fază. Ca și scurtă descriere, biroul inteligent Nano are incorporat în blatul masiv de stejar de 40 de mm grosime, încărcare wireless pentru telefoane mobile compatibile, are cablu retractabil pentru încărcarea tabletelor, smart device-urilor, căștilor și altor elemente digitale. Biroul este reglabil pe înălțime pentru a permite postura din lucru la înălțime, iar masa inteligentă strict se rezumă la faptul că are încărcare wireless pentru telefoane mobile, la fel ca și biroul Nano. Îți iei telefonul, îl poziționez pe masă și începe să se încarce. Mai departe, aș dori să vă prezint noptiera inteligentă. Are aceleași elemente, ți-ai pus telefonul pe noptieră, începe să se încarce, ai cablu retractabil tot așa pentru smart device-uri, care le poți trage din spate, iar la deschiderea ei, ai o lumină care se aprinde, care îți permite în timpul nopții să-ți găsești obiecte. Ne dai o cifră pentru anul acesta? În jur de 7.000 de euro am vândut mobilă inteligentă. Cristiane, nu mi-e foarte clar în momentul de față. Unde te vezi tu peste un an? Întrebarea asta depinde foarte mult și de... Nu depinde de nimic. Unde te vezi tu? Sunt convins că anul viitor mă voi dezvolta exponențial față de anul acesta. Deci, Cristian, vreau să spun că există un produs care l-ai făcut, au un design care e mai puțin vendabil. Eu nu sunt expert în mobila, că nici n-am voie să mă exprim în prezența lui Dan. M-am muiat acum. Și după aia să vezi cum dă la glezne, da. Lacrimile curg. Să vezi după aia cum dă la glezne, da. Dar uite, totuși vrea să se exprime. Uite, de exemplu, tu ai făcut din lemn, ai cumpărat panoul de lemn sau ai făcut tu? Panoul de lemn este cumpărat brut, după care eu îl iau, le frezez pe mașina CNC. Uite, de exemplu, fisurile care apar, știi de ce? Nu, fisurile acelea au apărut din cauza că le-am transportat, la transport acum când au venit. Dar nu există. Nu e suficient uscat lemnul și normal, până să lembin, ca și parchetul, trebuie să obișnuiască cu locul, încât să ajungă lemnul și cu locul la așa și umiditate. Poate asta nu știe nici Dan. Ia să vedem noi aici. Cum se ridică? De aici? Da. Se termină firul. Ce am luat la firmă acum, la toți angajații, birouri din este. Da. Pentru că nu mai vrea nimeni să te ajut. Cu cât minți tu biroul ăsta? Cu 4.400 de lei. Știi cât a dat pe el? 1.500. Și de calitate. Da, mă, dar avea lemn natur? Ei... Nu avea lemn natur, avea lemn... Depinde și de, cum e, pentru că acesta este stejar de 4... Cu palcul cât l-ai dat? Ar fi mai ieftin, dar nu cu mult mai ieftin. Nu cu mult mai ieftin. Cristian, ești atât de bun pe tehnologie și pe proiectare, încât obosești. Și în momentul în care te duci și șlefuiești lemnul și te ocupi de prostii, că astea sunt niște prostii, atunci te odihnești. Una e proiectarea, una e execuția și una e designul. Corect. Trebuie să nu le faci pe toate, că le faci pe toate și nu le faci bine. Știu, sunt convins. Ține-te de proiectare, după părerea mea, și o să reușești să proiectezi foarte bine. Nu știu dacă 100.000 de euro te ajută sau te încurcă în acest moment. Dacă ai folosit banii să-ți faci un atelier, este încurcătura cea mai mare pentru tine. Am înțeles. În jungla asta în care trăim noi, în care ne mâncăm unii pe alții, totul pleacă de la piață, totul pleacă de la client. Îmi permis să te întreb câți ani ai? Da, 25. Aveam 30 când am început afacerea asta. Dintr-o afacere anterioară, am avut percepția că oferta de produs mobila de birou este mai mică decât cererea și că acolo ar fi pentru mine o oportunitate. Nu aveam de unde să găsesc mobila asta de birou. Nu era produsă suficient de bine în România. M-am suit în avion și am mers la un târg.
în Franța. Mi-am găsit un furnizor acolo care producea lucruri care îmi plăceau. Fără să-mi dau seama, am început mai bine decât vrei să încep tu. Am început cu piața. N-aveam bani ca să cumpăr un camion cu marfă. Pe ziua mea, când împlineam 30 de ani, mi-am vândut casa. Am câștigat 50.000 de dolari pe ea. Atunci erau bani, 93. Am cumpărat primul camion de marfă. În prima lună am vândut exact cât am planificat. Era iunie. În decembrie vindeam de 5 ori mai mult. Anul următor am câștigat 1 milion de dolari profit. În clipa în care am avut siguranța, baza, am început cu adevărat producție. Trebuie să ai o bază ca să poți să începi o producție. Baza se numește piața. Ai plecat invers. Ai pus piramida cu vârful în jos. Din punctul meu de vedere, ești nepregătit să primești o finanțare. Și să spun de ce. Unu, mie nu-mi place noptiera aia, n-aș pune-o la mine în casă. Nu-mi plac nici picioarele de la masa aia și cu masa aia de lemn, cu picioare de navă spațială. Și mi se pare că masa inteligentă, dacă devine o masă pe care pui un încărcător și două cabluri, nu mi se pare că e masă inteligentă. Adică inovația e foarte slabă din punctul meu de vedere. Drept urmare, eu am să mă retrag. Eu văd în Cristian o mare valoare. Voi o vedeți și îl condamnați să aibă experiențe care aveți voi de 30 de ani și oportunitățile care ați avut voi în anii 90-95. Eu sunt convins că dacă Cristian era atunci și printa vremurile alea, sunt convins că acum, astăzi, ne dă de Alexie la tot. Și ție, da, și lui Cristina și mie. Eu sunt de acord. Pe creierul care are el. Eu sunt de acord. Cu toate așa, sigur, și pe partea asta. Ne. Da, deci nu... La leu tânăr, nu. Deci în anii aia, orice, Cristian, orice aduceai, vindeai. Putea să fii și adormitul ăla, știi? Și care te trezeai pe la două noapte și venea unul și dădea bani, da, și... Dar oricum, ai prins niște vremuri deosebite, dacă zice că tot ce aduceai se vindea. Păi era egal, adică ce era adus, și ce cu... Ce ai adus primul lucru? Din Liban? Da. Inteligență. Eu cred că piața ta cu mobile inteligente există, dar eu am o noptieră, cum îi zici tu, inteligentă, pe care mă încarc telefonul wireless de 4 ani. Așa că ceva din elementul de inovație nu e încă la tine. Și sper să reușești să-l găsești, pentru că direcția e bună. Dar eu o să mă retrag, pentru că nu văd acum această oportunitate. Cristian, aici nu avem nicio inovație în ce ai făcut. Se numește zero inovație și zero originalitate. Nu asta e treaba ta, să finisezi lemnul. Treaba ta e să mergi la târgurile de specialitate cele mai mari din lume, unde o să fii uimit de câtă inovație. Tu acum ești în derivă, tu nu știi ce trebuie să faci. Deci faci o ofertă, că ai venit aici. Deci ai un atelier, un an cel puțin trebuie să călătorești, să înțelegi ce ai de studiat. Te retragi sau nu? Și atunci eu închei. Da, m-am retras. Astăzi seară se întâmplă să fiu de acord cu ce spune Lewaica. Urmărește-ți clientul și vei avea totdeauna succes. Urmărește produsul, doar produsul, și vei da faliment. Eu nu o să-ți fac o ofertă. Eu mă retrag, pentru că din punctul meu de vedere, în acest moment, nu văd o sinergie și o dorință a mea de a investi. Cristian, eu știu foarte bine, eu cu el, dacă facem echipa, îți garantez, eu în 3-4 ani de zile ne concuram cum expertul. Care e problema, știi? Ce părere ai, Cristian? Eu sunt pregătit să muncesc. Sunt pregătit să plătesc și să investim și ca să dăm lecții așa un pic. Hai să vedem ce lecții dăm. O să fac oferta, da? Pentru că mi se pare valoarea ta este aici. Și nu în ala. Am o ambiție așa să fac ceva special, știi, ca și tine.
mie îmi plac oameni deștepți, știi? Acolo investesc. Sigur, noptiera nu e frumoasă, dar putem face ceva mai frumos. Sigur. Dacă tu aveai tot ce spune Cristina și Dan și Bogdan, nu mai veneai aici. Deci tu, înainte de bani, ai nevoie de un expert lângă tine, de o persoană, de un mentor lângă tine. Deci oferta mea este, ai zis că de 30%, nu? 100.000 de euro. Sunt de acord cu oferta ta. Ai primit oferta pe care ai solicitat-o. Da. E ok? O accept, clar. Și știi ce? Eu vreau să le, așa, m-aș bucura peste 2-3 ani de zile să vii aici și să cer 10 milioane de la lei. 10. Și spui că asta sunt eu. Cristian, ai tot ce trebuie. Mulțumesc foarte frumos. Și o să fii bine. Mulțumesc okay? frumos, da. Mulțumim. Eu zic că am făcut cea mai bună afacere. Ce apreciez mai mult decât banii pe care i-am primit sunt cunoștințele pe care dânsul mi le va transmite. Eu și Cristian vom concura niște produse de la MovExpert. Deci eu nu investesc în ce face el, investesc în el ca persoană, știi? Exact. Acum o investiție acolo, sunt bani pierduți.